Fraților, după cum am promis, astăzi vorbim despre trecutul fiecărui Hashira. Deci, nemai lungind inutil acest intro, haideți să începem! Hashira al flăcărilor, Kyojuro Rengoku. Rengoku este fiul fostului Hashira al flăcărilor, iar visul său a fost dintotdeauna să calce pe urmele tatălui său, protejând pe toată lumea de amenințarea demonilor. În ciuda faptului că Taksu a fost un Hashira, Rengoku nu a primit niciun fel de ajutor din partea bătrânului său. Ba chiar el încerca să îl descurajeze, zicându-i că nu are niciun pic de talent și că o să moară în prima sa luptă împotriva unui demon real. În ciuda tatălui său, Rengoku a continuat să se antreneze și să devină mai puternic, până când, în cele din urmă, a devenit un ucigaș de demoni. În prima sa misiune, Rengoku a trebuit să se lupte cu un demon care a măcelărit alți 9 ucigași de demoni și o grămadă de copii. Demonul folosea un flaut, iar cei care îi auzeau cântecul rămâneau paralizați. Plus, prin același cântec, demonul mai putea controla niște lupi. Abilitățile demonului mi se pare că seamănă foarte mult cu puterile lui Taiyuya din Naruto, dacă mă întrebați pe mine. Rengoku a fost pus într-o situație foarte dificilă. Anume, dacă își acoperă urechile ca să nu audă cântecul, el rămâne fără apărare pentru că nu are cum să își mânuiască sabia. Iar dacă nu își acoperă urechile, el o să audă cântecul și o să paralizeze. În momentul ăla, Rengoku își lovește urechile, auzul său fiind temporar deteriorat. Astfel, Rengoku a avut o fereastră în care abilitățile demonului erau inutile. Fereastră datorită căreia a ieșit învingător. În continuare, Rengoku își aduce omagiile camarazilor săi căzuți la datorie și le mulțumește pentru ajutorul lor, aceștia încercând să lase, înainte de a muri, mesaje ascunse în legătură cu abilitățile demonului. Astfel, Rengoku a știut la ce să se aștepte și a avut ceva mai mult timp ca să se gândească la un plan. Nu putem continua povestea lui Rengoku fără să o includem și pe Mitsuri. Nu de alta, dar poveștile celor doi se intersectează. Deci, nemai lungind povestea, Hashira al iubirii, Mitsuri. Mitsuri provine dintr-o familie cu 5 copii, iar încă de mică ea mânca mai mult decât un om obișnuit. Iar drept consecință, ea a devenit mai puternică decât un om obișnuit. Anume, corpul ei este extrem de flexibil și puternic, densitatea sa musculară fiind de 8 ori mai mare decât ar trebui. No, având în vedere că fetele nu prea sunt puternice, Mitsuri a fost marginalizată, plus nici culoarea părului ei nu au ajutat-o la capitolul ăsta. Dar hei, ea are părul roz din cauza că a mâncat prea multe sakura mochi, adică felul ăsta de mâncare. La vârsta de 17 ani, părinții lui Mitsuri i-au aranjat o căsătorie. Dar Mirele i-a zis fetei că este extrem de dubioasă și că nu vrea ca viitorii lui copii să semene cu ea. Deci băiatul a anulat căsătoria și i-a zis lui Mitsuri că nu o să găsească niciodată un bărbat care să o iubească. Un măgar, dacă mă întrebați pe mine. Această experiență a marcat-o profund pe Mitsuri. Deci, în consecință, ea a încercat să se schimbe pentru a fi pe placul societății. Adică, ea făcea foamea ca lumea să nu mai fie intimidată de cât mânca și la un moment dat și-a vopsit părul în negru pentru a fi normală. Chiar dacă Mitsuri a ajuns să fie văzută drept o fată normală, ea nu se simțea bine. Noroc că ea l-a întâlnit pe Ubuyashiki, care a învățat-o să fie mândră de lucrurile care o catalogau drept o ciudată, pentru că erau niște cadouri de la Miezo. În continuare, Mitsuri s-a alăturat ucigașilor de demoni, loc în care a putut să fie ea însăși fără să fie judecată și să se simtă prost. Ea a fost antrenată de către Rengoku, de la care a învățat respirația flăcărilor, urmând ca ea să-și adapteze tehnicile creându-și propria respirație, anume cea a iubirii. Pe vremea asta, tatălui Rengoku încă era un Hashira, dar după moartea soției sale, el a început să bea foarte mult, drept urmare, el își neglija îndatoririle de Hashira. Rengoku trebuia să protejeze numele familiei, așa că el a început să meargă în locul tatălui său la întâlnirile Hashira. La una dintre aceste întâlniri, Rengoku i-a zis lui Ubuyashiki că dorește să își înlocuiască tatăl ca Hashira al flăcărilor. Ubuyashiki îi zice că el trebuie să dovedească că este vrednic de acest titlu. Deci Rengoku primește misiunea de a-l omorâ pe Selenarul Inferior 2. În continuare, Rengoku o ia pe Mitsuri cu el și cei doi pornesc spre Tokyo ca să vâneze demonul. Civilii din Tokyo îl judecau și insultau pe Rengoku din cauza înfățișării sale. Plus, nici atitudinea sa nu îl prea ajuta la capitolul ăsta, el fiind de-a dreptul un ciudat. În ciuda gurii lumii, el a continuat să zâmbească și să meargă mai departe, lucru care a inspirat-o pe Mitsuri să nu-i mai pese de gura lumii. În cele din urmă, Rengoku și Mitsuri îl înving pe Selenarul Inferior 2, iar Rengoku este promovat oficial la gradul de Hashira, urmând ca Mitsuri să-i se alăture în scurt timp.
Hashira Lapei Tomioka Giyu. Giyu este un băiat al cărui familie a fost omorâtă de un demon, iar Sorsa și-a sacrificat viața ca Giyu să supraviețuiască. După cum probabil știți, demonii sunt considerați un mit de către autoritățile japoneze, deci nimeni nu l-a crezut pe Giyu când a povestit ce s-a întâmplat. Plus, acesta a fost trimis la rudele sale, rude care au început să-i administreze medicamente pentru oameni care au probleme cu capul. Văzând că propriile rude îl cred nebun, Giyu a fugit de acasă urmând să fie găsit de către un pădurar, iar odată ce a auzit de demoni, pădurarul l-a plasat pe Giyu sub aripa protectoare a lui Urokodaki, a.k.a. fostul Hashira al Apei. Giyu a continuat să se antreneze cu un băiat pe nume Sabito pentru a deveni un ucigaș de demoni. Da, acela Sabito, a.k.a. băiatul fantomă care l-a antrenat pe Tanjiro ca să taie bolovanul. Toate bune și frumoase, dar Sabito era un spadasin mai bun ca Giyu. Drept urmare, în timpul etapei finale de selecție a ucigașilor de demoni, Giyu a fost învins de primul demon care i-a ieșit în cale. Plus, acesta ar fi murit dacă nu intervenea Sabito. În continuare, Giyu a fost lăsat inconștient și dus la loc sigur, în timp ce Sabito a continuat să ajute pe toată lumea. La finalul selecției, Giyu își revine și află că toți oamenii pe care Sabito i-a ajutat au supraviețuit și au trecut testul. Dar îngerul lor pozitor și-a găsit nasul și a murit. Dumnezeu să-l ierte! În timp, Giyu a devenit mai puternic și a reușit să urce în rang până ce a ajuns un Hashira. Dar faptul că Sabito și Sorsa și-au sacrificat viața pentru el l-a lăsat cu complexe de inferioritate. Astfel, Giyu nu se simte vrednic de noul său statut. Totuși, mulțumită insecurităților sale, Giyu și-a pus la îndoială convingerile în care credea și a luat decizia de a o cruța pe Nezuko în ciuda faptului că era un demon. Și ca să fim înțeleși, niciun alt Hashira nu ar fi cruțat-o pe Nezuko. Nu de alta, dar când Nezuko și Tanjiro au fost duși în fața lui Ubuyashiki ca să fie judecați, absolut fiecare Hashira a vrut să o ciopârțească pe Nezuko în ciuda faptului că maestrul lor le-a zis clar să nu se atingă de ea până ce el nu le dă voie. Deci putem zice că propriile sale insecurități îl fac pe Giyu să fie mai deschis spre schimbare. Hashira al șerpilor, Obanai Iguro. Obanai s-a născut într-o familie de fete, iar din cauza că acesta era primul băiat al familiei din ultimii 370 de ani, acesta era închis într-o cușcă. În ciuda faptului că era închis, el primea mâncare foarte bună, urmând ca Obanai să afle că familia sa venera un demon șarpe, iar în schimbul posesiunilor celor care cădeau în fața demonului, familia lui Obanai trebuia să își sacrifice noi născuți, dându-i demonului să-i mănânce. Din întâmplare, Obanai avea niște ochi mai deosebiți, iar demonul a decis să nu îl mănânce pe Obanai de îndată, ci să aștepte până mai crește. By the way, demonul a ordonat ca gura lui Obanai să fie tăiată ca să semene mai mult cu un șarpe. Obanai a reușit să scape din cușcă înainte de a fi mâncat, iar drept pedeapsă pentru că băiatul a scăpat, demonul i-a ucis aproape toată familia, după care a început să îl vâneze. Noroc că tatălui Rengoku a apărut la timp și l-a învins pe demon salvându-l pe Obanai. În continuare, Obanai se simte vinovat atât pentru păcatele familiei sale, cât și pentru moartea acesteia. Deci el își dedică viața cauzei ucigașilor de demoni, acesta considerând că păcatele sale îi vor fi iertate dacă îl înfrânge pe Muzan. By the way, Obanai nu vede prea bine, așa că el mereu este însoțit de un șarpe care îi dă informații despre mediul înconjurător. Ceva de genul cum orbii sunt acompaniați de câini. Plus, Obanai are crush pe Mitsuri, dar el nu se consideră vrednic de iubirea ei din cauza păcatelor pe care familia lui le-a comis. Hashira insectei, Shinobu Chocho. Shinobu și Kanae, a.k.a. Sorsa mai mare, au fost crescute într-o familie iubitoare, iar conform celui de-al doilea fanbook, părinții lor erau niște farmaciști. Toate bune și frumoase, dar într-o zi părinții fetelor au fost omorâți de un demon. Soartă pe care ar fi avut-o și cele două surori dacă nu apărea la timp Gyomei, adică Hashira al pietrei. În continuare, fetele s-au înrolat în rândurile ucigașilor de demoni pentru a deveni mai puternice ca să se protejeze una pe cealaltă. Iar în cele din urmă, Kanae a devenit Hashira al florilor. La un moment dat, cele două surori observă o fată care era tratată precum un sclav. Deci surorile decid să o salveze și să o adopte, acea fată fiind Kanao, ucenica lui Shinobu pe care am văzut-o în anime că dă cu banul ca să iei o decizie. Din nou, toate bune și frumoase, până când Kanae se întâlnește cu Douma, Selenarul Superior 2, și este omorâtă de acesta. Demonul nu a apucat să o devoreze din cauza că răsărea soarele, așa că Shinobu a reușit să ajungă la Sorsa ca să-i audă ultimele cuvinte, anume, Kanae a rugat-o pe Shinobu să îi părăsească pe ucigașii de demoni ca să trăiască o viață lungă și să fie fericită, dar Shinobu nu își ascultă sora și jură să o răzbune omorându-l pe Douma. By the way, ca o mică observație, Shinobu nu are forța fizică necesară pentru a decapita un demon, așa că în schimb, ea își otrăvește inamicii.
Bănuiesc că talentul la chimie e moștenit de la părinții ei. Hashira al ceții, Muichiro Tokito. La un moment dat, mama lui Muichiro s-a îmbolnăvit destul de grav, iar tatăl său a mers în pădure în timpul unei furtuni ca să facă rost de niște plante medicinale ca să-și trateze soția. Din păcate, tatăl a murit în pădure din cauza unui accident cauzat de furtună, iar mama a murit din cauza bolii, lăsându-i pe Muichiro și pe fratele său Jamon orfani. Muichiro este o fire blândă și plină de compasiune, în timp ce fratele său Yuichiro este opusul său. De exemplu, Yuichiro își considera tatăl un idiot. Idiot din cauza că a mers în pădure după niște ierburi în timpul unei furtuni, lucru care l-a expus unor riscuri inutile. Nu de alta, dar mama lor era într-o stare mult prea gravă ca niște ierburi să poată fac ce vreo diferență. Deci, cu alte cuvinte, Yuichiro crede că tatăl său trebuia să rămână acasă ca el și Fraxu să nu rămână orfani. La un moment dat, Yuichiro și Muichiro au fost abordați de către soția lui Ubuyashiki, care îi roagă să devină ucigași de demoni pentru că sunt descendenții lui Yorichi și Michikatsu. Deci, cei doi frați au potențialul genetic de a deveni niște spadasini extraordinari. By the way, dacă nu știți povestea lui Yorichi și Michikatsu, nu vă faceți griji, am un video despre ei pe canal. În fine, Muichiro este încântat de idee, dar Yuichiro refuză în numele amândurora oferta lui Ubuyashiki, acesta nedorind să-și riște viața de dragul unor străini. Ghinion, pentru că niște antrenamente nu le-ar fi stricat. Nu de alta, dar un demon le-a găsit casa și l-a rănit grav pe Yuichiro. Din fericire, Muichiro s-a folosit de tot ce a putut ca să doboare demonul și să-l țină așa până la răsăritul soarelui. Noroc că soția lui Ubuyashiki s-a întors să-i viziteze pe băieți și a fost capabilă să-i vindece rănile lui Muichiro, dar pentru Yuichiro a fost prea târziu. În continuare, Muichiro și-a pierdut memoria din cauza experienței traumatizante, iar personalitatea sa a început să-i se schimbe, semănând mai mult cu cea a lui Fraxu. Plus, acesta se alătură ucigașilor de demoni și în doar 2 luni a reușit să ajungă la statutul de Hashira. Hashira al sunetului, Tengen Uzui. Tengen provine dintr-o familie de ninja cu 9 copii, iar din cauza antrenamentelor dure pe care copiii le făceau, 3 dintre aceștia au murit înaintea vârstei de 10 ani. Mai târziu un pic, restul fraților au fost forțați să se lupte între ei până la moarte de către tatăl lor. Iar cea mai rea parte este că aceștia purtau măști. Deci ei nu știau ce se întâmplă și cu cine se luptă. Tengen s-a prins de șmecherie în cele din urmă, dar din păcate, el deja și-a omorât 2 frați. În urma acestei probe, doar el și cu încă un frate de al său au supraviețuit. Fratele său a acceptat această cale ninja pentru binele clanului, dar Tengen a fost scârbit din toate punctele de vedere, așa că el și-a părăsit clanul și a plecat în lume împreună cu cele 3 soții ale sale. Cele 3 soții provin toate din căsătorii aranjate, dar cu toate acestea, Tengen le-a iubit și a încercat să le schimbe mentalitatea și să le facă să se prețuiască mai mult pe sine. Nu de alta, dar în viziunea unui ninja, nimic nu este mai important decât o misiune. Nici măcar propria viață. În continuare, Tengen s-a întâlnit cu Ubuyashiki, care l-a convins să se înroleze în rândurile ucigașilor de demoni, iar ulterior acesta a devenit un Hashira. Deși tatăl său îl considera pe Tengen un om fără onoare și un laș, pentru că și-a abandonat clanul, Tengen are un cod al onoarei ceva mai diferit, anume el prețuiește mai mult justiția decât tradiția, el neavând absolut nicio problemă să-și sacrifice viața protejându-i pe cei neajutorați de pericolul demonilor. Hashira al pietrei, Gyomei. Gyomei a fost un călugăr care avea grijă de 9 orfani la templul său. La un moment dat, unul dintre orfani a fost prins pe picior greșit de către un demon. Iar ca să-și salveze pielea, băiatul și-a vândut colegii și prietenii de la templu. Gyomei era conștient de existența demonilor, așa că acesta ardea în fiecare seară o floare care era otrăvitoare pentru ei ca să îi țină la distanță. Din păcate, trădătorul nostru a avut grijă ca floarea și mireasma ei să dispară. Deci demonul a pătruns în templu și a omorât instant 4 copii. Gyomei a încercat să-i protejeze pe restul copiilor, dar 3 dintre ei au fugit de lângă el și au fost scoși din joc. Văzându-se cu un singur copil rămas în viață, Gyomei a început să riposteze strivindu-i capul demonului cu mâinile goale. El a continuat să fac asta până când a răsărit soarele. Din cauza că demonii nu sunt considerați reali de către autoritățile japoneze, Gyomei a fost acuzat pentru uciderea copiilor și condamnat la moarte. În momentul ăla, Ubuyashiki a intervenit, l-a salvat și recrutat pe Gyomei în rândul ucigașilor de demoni. By the way, pentru cei care v-ați uitat la videoul meu despre selenarii superiori, știți că trădătorul de la templu nu era nimeni altul decât Kaigaku, viitorul selenar superior 6. În continuare, Gyomei s-a antrenat ca un nebun împingându-și corpul la limite, musculatura sa neputând să se dezvolte mai mult. Astfel, el este numit adesea cel mai puternic Hashira.
Hashira al Vântului, Sanemi și Nazugawa. Sanemi era cel mai mare băiat al familiei sale, familie care avea un tată abuziv care își bătea atât nevasta cât și copiii. Noroc că el a murit destul de rapid, fiind înjunghiat mortal de cineva care nu îl suporta. Deci, rămasă fără o imagine masculină în familie, Sanemi și fratele său mai mic, Genya, încearcă să preie rolul de stâlp al familiei. Lucrurile păreau că merg bine, dar la un moment dat, mama băieților nu a venit acasă, așa că Sanemi a mers să o caute, în timp ce Genya a rămas să aibă grijă de frații săi. Două momente mai târziu, un demon le invadează casa și omoară pe toată lumea, mai puțin pe Genya, care a fost salvat la timp de către Sanemi, care s-a întors acasă și a omorât demonul. Din păcate, demonul care a atacat era chiar propria lor mamă. Genya, fiind amețit și neștiind exact ce s-a întâmplat, el l-a acuzat pe Sanemi că le-a omorât mama. Dar pe când și-a dat seama de ce s-a întâmplat cu adevărat, Sanemi deja l-a părăsit și și-a dedicat viața uciderii tuturor demonilor. By the way, țin să menționez că la început Sanemi vâna demoni de unul singur, le întindea curțe și îi ardea cu ajutorul soarelui. El era capabil să facă asta datorită sângelui său. Anume, sângele său este extrem de rar, iar mirosul acestuia îi amețește pe demoni. Adică nu mă gândește-te la tine dacă ai bea 2 litri de pălincă din Maramureș. Cam așa se comportau și demonii care miroseau sângele lui Sanemi. Într-una din vânătorile sale, Sanemi s-a întâlnit cu un ucigaș de demoni legitim. Deci, în continuare, Sanemi se alătură și el organizației și devine destul de apropiat de noul său camarad. La un moment dat, cei doi se întâlnesc cu Selenarul Inferior 1. Iar prietenul său este ucis în luptă. Nezo să-l ierte! Chiar dacă Sanemi a ieșit învingător în urma luptei, el îl ia la rost pe Ubuyashiki pentru că oamenii mor pe câmpul de luptă, iar el doar stă ca un laș acasă. În loc să se enerveze, Ubuyashiki îi explică lui Sanemi de boala sa și că el nu este fizic capabil să se lupte. Dar își prețuiește camarazii, el memorând numele fiecărui ucigaș de demon pentru a-i onora memoria. Văzând cât de calm și blând a fost Ubuyashiki, Sanemi și-a amintit de mama sa de dinainte de a se transforma în demon. Deci, în timp, Sanemi a început să-l respecte pe Ubuyashiki din toată inima sa. Acestea fiind zise, le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele KAI1X, Ionuț Borzei, Kevin Emanuel, Vlad Morar, Raul Bot 5269 și ZMI 13. By the way, dacă vreți și voi să mă susțineți și să primiți beneficiile de a fi membru pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută extrem de mult. Ziceți-mi în comentarii ce mai vreți să vedeți la mine pe canal, ne auzim pe Insta și pe TikTok, eu am fost Paul Pașca și ne vedem data viitoare.